Recent, astrologul Roxana Lușneac a povestit cum i-a făcut astrogramă milionarului și mai ales ce detalii mai puțin știute a aflat despre vila din București în care acesta locuia cu familia. În trecut, Roxana Lușneac a avut o relație cu Silvius, unul dintre băieții lui Silviu Prigoană. În acest context, i-a mers în mai multe rânduri în vila familiei din București, așa că într-una dintre aceste vizite i-a realizat afaceristului astrograma, iar mai apoi acesta i-ar fi povestit anumite secrete pe care le ascundea ca să înlocuia alături de toată familia. Milionarul ar fi crezut în energii pozitive și negative și ar fi apelat la specialiști care să-i dea cele mai bune sfaturi pentru casă. Era ciudată din punct de vedere energetic, ca un templu, era protejată de simboluri. Chiar la intrare, avea două statuete, erau 2 lei. Toată casa era făcută din lemn de cireș, care are proprietăți energetice speciale. Era o casă foarte puternică din punct de vedere energetic. Era ca un sanctuar, lucrată energetic nu ca să-și alimenteze sufletul și să-și găsească acolo liniștea, ci ca să-și mențină averea. A fost gândită ca o fortăreață pentru stabilitate și evoluție materială. În casa aia, el nu ar fi putut muri niciodată. Mi-a zis că a avut o întreagă echipă de specialiști care i-a făcut casa ca să fie bună pentru el din punct de vedere energetic. A spus astrologul Roxana Lușneac. Nu era un om religios, dar era spiritual, înțelegea niște lucruri. Acum, că el, care era stâlpul casei, nu mai trăiește, nici casa nu mai este așa solidă. Cine moștenește casa aia nu o să o țină mult, pentru că este o casă făcută pe energia lui. Cred că ar trebui vândută. Nu oricine duce energia aia pe termen lung. Ca să rămâi acolo, trebuie să ai o hartă energetică puternică. Dacă este modificată, acele persoane pot rămâne în ea. Dacă nu-i se înlătură, însă, acele simboluri, nu este bine. Este făcută special cu protecție pentru Silviu. În casa aia, cel mai fericit a fost el. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.